Corneliu Gârjoaba a fost concediat, dar a mers în instanță pentru a-și câștiga drepturile, iar în prima fază a și câștigat. Acum așteaptă decizia tribunalului Gorj. În cazul în care va fi definitivă, sindicalistul va trebui să fie reangajat. Mai mult, bărbatul trebuie să recupereze și banii din perioada în care a stat acasă. Nu a făcut necesar de preaviz de 20 de zile, deoarece pe data de 1 septembrie, când eu m-am angajat la serviciu după concediu petrecut în afară, ei deja, fără să-mi dea și de preaviz, m-au și pozat în preaviz. Eu am pus asemnat și am pus data de 1 septembrie de științare, dacă erau băie deștept, iată înceapă preavizul de a doua zi. În jur de 280-300 de milioane net vechi. Ne-am făcut un calcul, no, e foarte simplu, din decembrie, inclusiv decembrie, până nu știu acum când va fi încadrarea. Când, cât timp vine hotărârea, că pe urmă, finul executorii, trebuie să mă reîncadrez. Și Gheorghe Peptan a câștigat procesul cu CE Oltenia. Sindicalistul așteaptă să primească banii, dar și postul în cadrul entității energetice. Mărți după masă trebuie să primesc banii, iar de miercuri hotărârea devine executură și nu mai sunt probleme. Câți bani trebuie să vă dea complexul pentru această perioadă? Pe brut se vorbește de 680 de milioane, pe ne 500 ceva de milioane. Plus tichete de masă care se cifrează la suma de 83 de milioane. În cazul lui Corneliu Gârjoabă, juriștii Complexului Energetic Oltenia au termen 10 zile să facă apel la decizia obținută de acesta.